Un miracol pe zi. Dumnezeu nu se grăbește. Tu o faci. Ești mereu pe fugă și de aceea ești obosit, extenuat, frustrat, stresat, dezamăgit. În timp ce ești focalizat pe rezolvarea problemelor, Dumnezeu este preocupat de tine. Pentru El problemele sunt fleacuri simple și ușor de rezolvat. Ceea ce îl preocupă pe Dumnezeu este să dezvolte în inima ta încredere, încredere în El, iar aceasta nu se poate forma decât pe măsură ce îl cunoști mai bine, îl iubești mai mult și înțelegi și primești mai multe din dragostea sa. Ținta poruncii este dragostea, spunea Pavel, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Scopul experiențelor tale, a traseului pe care îl parcurgi, este dragostea, să o trăiești neprefăcut, să o percepi și să o exprimi. Obiectivele tale nu sunt legate de circumstanțe exterioare, ci mai degrabă de o stare interioară pe care trebuie să o ai. Potrivește-ți calendarul conform cu scopul lui, dragostea. Scoate din programul tău ceea ce te distrage de la ea. Întreabă-te pe cine ar trebui să incluzi în agenda ta și potrivește-ți pasul cu Dumnezeu. Vei fi liniștit și plin de încredere pentru că fiecare lucru se va întâmpla ca să subscrie celui mai înalt scop al vieții tale. Să-L cunoști cu adevărat pe El, dragostea perfectă. Mă bucur că existi! Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.